competiții. Trupa lui Gheorghe Tadic a pierdut în prima etapă a Ligii Naționale, să zicem Liga Florilor, în sfârșit, la handbal feminin. O competiție care se anunță interesantă, sigur, în care, fără îndoială, CSM București nu are adversar, a și câștigat fără emoții în prima partidă la Slobozia, dar sunt câteva echipe care s-au întărit, câteva echipe care la prima vedere arată bine și, fără îndoială, după CSM București, în lupta pentru podium, să spunem, vom avea echipe precum Corona Brașov, Craiova, Vâlcea, cine știe, Zalăul, Măgura Cisnădie, cu o apariție interesantă aici la Zalău, trupa antrenată de Alexandru Weber. A revenit în România, a fost o jucătoare de la CSM București, brazilianca Dionis Cavaleiro. Cristina Năstase și Simona Stancu sunt arbitrele care vor conduce această partidă. Dionis Cavaleiro, bună, 34 de ani, a plecat acum 2 ani de zile în Danemarca de la CSM București și s-a întors, iată, după experiențe la Mic Shopping și Odense, la Măgura Cisnătie. Nu este singura braziliancă, tocmai de aceea ar putea fi o partidă interesantă și probabil mult mai echilibrată decât ne-am fi așteptat așa la prima vedere de la un meci între Zalău și Cisnădie, pentru că sunt numai puțin de 4 jucătoare din Brazilia la Măgura Cisnădie. Mariana Costa, Larisa da Silva, Raisa Arujo și Dionis Cavalier. Este etapa a doua, spuneam, nu mari surprize, nu foarte mari surprize, să spunem. Corona Brașov a câștigat deja și a doua partidă. Repet, după cum arată echipele și după ce s-a văzut până acum în prima parte a campionatului, cred că CSM București va avea în Corona Brașov un adversar redutabil, un adversar solid, un adversar care să pună probleme, deși în prima etapă Corona Brașov a câștigat la limită și foarte greu pe teren propriu cu Vâlcea. HCM Râmnicu Vâlcea. Primul atac este al trupei din Cisnădie, Zalăul în echipament complet negru. Sigur că și Zalăul este o echipă care se schimbă. Gheorghe Tadic aduce jucătoare mai noi. Tot mai pleacă handbaliste de la Zalău. E foarte greu să le țină în aceste condiții, să spunem, din punct de vedere financiar. În campionatul trecut, la Cisnădie, scorul a fost egal. Aici, la Zalău, a câștigat Zalăul la limită. Fiecare echipă, iată, până acum a avut câte un atac fără gol. Este fault în atac, este o decizie corectă, a fost fault în atac. Adam Moldovan a fost în imagine ceva mai devreme și asistăm, da, la deschiderea scorului. Raluca Kelemen înscrie din extrema dreaptă, cu mâna dreaptă. Nu sunt foarte mari diferențe de valoare, chiar și echipe, să spunem, mai mici sau nu cu cine știe ce așteptări, pot produce surprize. Sunt câteva handbaliste tinere, cum am văzut, de exemplu, și în partida dintre Slobozia și CSM București, trupa din Slobozia, antrenată de Dumitru Mușii, are câteva jucătoare foarte tinere și foarte talentate. Asta nu poate decât să ne bucure în perspectiva echipei naționale. Să nu uităm că în decembrie este campionatul mondial de handbal feminin în exclusivitate la Dolce Sport, cea mai importantă competiție, cu România având de apărat, să spunem, medalia de bronz pe care a obținut-o la ultimul campionat mondial. Final de an, altfel, interesant. La fel ca și această fază frumoasă, încheiată cu golul marcat de Ivana Bozovic. Tot din extrema dreaptă, par de această dată, tot din extrema dreaptă, dar nu cu mâna stângă, așa cum a marcat la prima fază. Sigur că este și începutul sezonului și este oarecare atitudine de început de sezon. Va fi foarte greu, pentru că au fost pauze foarte, foarte lungi, va fi foarte greu și pentru echipele aflate în cupele europene. Din poziție bună ratează acolo Roxana Rob.
Leonis Cavaleiro. La Măgura Cisnădie, nume important, am văzut-o mai ceva mai devreme în imagine. Roxana Han, fost Roxana Gață la Sunș, a ajuns să-și ia la 37 de ani, a jucat 5 ani de zile aici la Zalău. Doar două goluri marcate în 3 minute și jumătate cu intervenții bune din partea celor doi portari. Repet, ritmul este bun, cu abnegație, cu hotărâre se joacă în prima parte a campionatului. Măgura Cisnătie a câștigat în prima etapă pe teren propriu cu Universitatea Cluj. Sigur că este debutul de sezon. Și sigur că nu e ușor pentru că sunt echipe care au jucat practic la câteva zile distanță, câteva zile față de meciurile care s-au desfășurat la jumătatea săptămânii. Roxana Rob este cea care execută aruncare de la 7 metri, 1-1 Zalău cu Cisnădia. Ea bine, este aruncare de la 8 metri, dar mingea se duce în vincul pentru formația antrenată de Gheorghe Tadici, handbal club Zalău. Roxana Rob, 25 de ani, născută la Baia Mare și crescut acolo la Baia Mare, dar a venit de foarte mult timp aici la Zalău și joacă în prima ligă de 3-4 ani de zile la cel mai înalt nivel. Din nou, gol frumos și se duc la două goluri handbalistele lui Gheorghe Tadici. Cristina Nica. Repet, Cisnădie, formația antrenată de Alexandru Weber. Cred că va fi o echipă fără probleme din punct de vedere al retrogradării. Prima aruncare de la 7 metri în Liga Feminină de handbal nu se joacă după sistem play-off și play-out, spre deosebire de campionatul băieților. Mariana Costa este cea care a scos aruncarea de la 9 metri. Oana Petrei este cea care execută prima aruncare de la 7 metri și transformă, vine la un gol în spatele formației din Zalău. Repet, ritmul este bun. Aici e foul. La limita unui fault în atac, se dă 9 metri, sunt 6 jucătoare străine, în afara celor 4 braziliene, la Cisnădie, Dragița Tatalović în poartă și Ivana Bojović din Serbia și Muntenegru. Și cu intervenții bune din poartă, e o competiție interesantă, sigur că rămâne de văzut cât va putea să pună o poziție rapid. A revenit rapid București în Liga 1, nu și Dinamo, care a fost foarte aproape, a jucat meciuri de baraj. Ar fi fost sigur mai interesantă competiția cu Rapid și cu Dinamo din punct de vedere al implicării suporterilor. Sigur, altă tradiție. Rapidul chiar înseamnă ceva în handbalul feminin. Avem și, n-am crezut că este eliminare, dar nu e eliminare. A obținut ceva mai devreme brazilianca, aruncare de la 7 metri, acum avertizat.
Zalau l-a pierdut în prima etapă la Roman. Acum contraatac prin care pot marca golul egalării și este un gol foarte frumos marcat de Măgura Cizlădie. Repet, e o echipă care arată neașteptat de bine, la fel de frumos și de bine arată această acțiune cu Ana Maria Drăguț. Jucătoarea de 27 de ani de la Zalău, a fost și anul trecut la Zalău, aproape 100 de goluri marcate de ea, a fost o jucătoare de la Slobozia. Chiar o jucătoare bună, interul dreapta, o jucătoare talentată și apreciată, 27 de ani. E fault aici, la limita unei eliminări. Cred că se va da doar avertisment. Da. Cerea 2 minute. Era de 2 minute. Era de 2 minute. E la limită, așa. La limită. Raluca eliminat. Până la urmă eliminată. Cred că una dintre arbitre a arătat galben și apoi cealaltă probabil eliminare. Ada Moldovan, am văzut-o ceva mai devreme în imagine, al doilea sezon la Cizlădie, după un sezon la Brăila, face și ea în toamnă acum 34 de ani. A doua aruncare de la 7 metri. Este. Este. Repet, este o echipă de luat în seamă, fără îndoială, Măgura Cizlădie. E de luat în seamă. E o echipă bună. A doua aruncare, Oana Petrei transformă și cea de-a doua aruncare de la 7 metri. Se face 4-4 după ce a fost 4-2 pentru Zalău. O mulțime de transmisiuni interesante în acest final de săptămână. Sigur că se reau campionatele importante din Europa. Avem Premier League, La Liga, campionatul Spaniei, cu meciuri interesante. În această după-amiază avem Valencia, Atletico Madrid. Sigur, printre multe alte transmisiuni importante, inclusiv din Liga 1, dar și din handbal. S-a reluat și campionatul național de handbal masculin. În curând și meciurile pe care Dinamo, și nu numai Dinamo, le va juca în Liga Campionilor, dar toate partidele transmise în direct de Dolce Sport, pe care le va juca Dinamo în Liga Campionilor, dar și meciuri importante din grupele principale la handbal masculin Liga Campionilor și la fete, dar la fete Liga Campionilor se va relua undeva în octombrie, absolut uluitor, aproape 6 luni de pauză, mai bine 5 luni de pauză de la finalul Ligii Campionilor mai până la începutul lui octombrie. 5 luni de pauză pentru echipele de Final Four, pentru echipele eliminate mai devreme, care au fost prin grupele principale, 6 luni și mai bine de pauză. Asta în condițiile în care am avut o vară fără jocuri olimpice. Frumos. Frumoasă fază. Au atacat cu răbdare. Asta în condițiile în care Zalăuri este în inferioritate. Se grăbesc aici handbalistele de la Cizlădie. Absolut de neînțeles. Mariana Coșta a aruncat foarte repede. Sigur, probabil a vrut să profite de cele câteva, mă gândesc, de câteva secunde de superioritate pe care le mai aveau, dar nu era o poziție, sau măcar dacă tot s-a dus să fi și înscris. Paula Vișan în poarta formației antrenate de Gheorghe Tadic, care continuă să aibă avantaj la limită și, repet, după cum arată această partidă, 10-12 minute, pare să fie un meci echilibrat. Recunosc că mă așteptam să fie un meci echilibrat, ținând cont de felul în care arată Cizlădie, cum au început cele două echipe acest sezon, cu Zalăul pierzând în prima etapă și Măgura Cizlădie câștigând. Da, sunt astfel de momente în care se vede o diferență de calitate, de superioritate. Larisa Tămaș, 5 goluri a marcat în prima etapă a campionatului handbalista de 23 de ani a formației antrenate de Gheorghe Tadic. Cu păcatele lui Gheorghe Tadic, asta este clar, dar rămâne un antrenor important și un antrenor care tot mai descoperă jucătoare și face din Zalău o echipă
care rămâne un pol de putere în în handbalul feminin românesc. Ada Moldovan a fost cea mai bună jucătoare și cea mai bună marcatoare a Măgurei Cisnătie în prima etapă. A marcat numai puțin de 11 goluri. Înscrie din nou. Din nou înscrie Ada Moldovan. Și vine de acolo, din interdreapta, fără să fie jucătoare de mână stânga. Roman Sebeș, echipe pe la care a mai jucat și cu prezențe multe în echipa națională, peste aproximativ o lună, Ada Moldovan face 34 de ani. Duc atacurile cu răbdare până la capăt handbalistele lui Gheorghe Tadic, care se duc și după acest atac la două goluri în plus. Sigur că e greu, Gheorghe Tadic din nou trebuie eliminat aici în mod normal. Gheorghe Tadic intră pe teren în stilul lui caracteristic, scapă de eliminare, bine, jocul oprit. Am avut impresia că era în timpul jocului ăsta, ar fi fost culmea. Gheorghe Tadic, 65 de ani, moldovean. Da, antrenează de o viață la Zalău, dar e născut în Piatra Neamț. Sigur că n-a fost doar la Zalău, dar aproape întreaga carieră și-a petrecut-o aici la Zalău. Gol cu noroc, gol cu șansă, marcat de Măgura Cisnătie, care stă aici, stă aproape, ține aproape. Iar brazilianca Dionis Cavaleiro este cea care a marcat. Un an de zile a stat la CSM București, în acea perioadă în care erau mai multe handbaliste de la Naționala Braziliei la CSM București. Deci este aruncare de la 7 metri. Este prima aruncare de la 7 metri pe care o are Zalăul în această partidă. Și faul și apărare în semicerc, de toate. De toate. Cristina Popovic intră în poarta formației din Cisnădie. Da. Atenționat Alexandru Weber. Aruncare de la 7 metri. Mingea se duce pe lângă poartă. Roxana Rob. Cred că am greșit. Este a doua aruncare de la 7 metri și nu prima. Mi-am adus aminte acum pentru că pe prima a transformat-o impecabil Roxana Rob, care a fost în prima etapă pierdută de Zalău cea mai bună marcatoare a formației antrenate de Gheorghe Tadic. Un tip dur, aspru, sever. Lucruri pe care îl recunoaște. Problema este că se pare câteodată e exagerat de sever. Da, bine este de eliminare. Este de eliminare, nu știu dacă a fost intenționat, din păcate poate fi o accidentare gravă. Mariana Coșta. Raluca Carp a intrat în ea mai mult așa din inerție, genunchi în genunchi s-au lovit acolo, dar ambele jucătoare se resimt, este foarte dureros.
în dinamica jocului, în mișcare, în viteză. Astfel de accidentări pot avea urmări dintre cele mai grave și ar fi păcat, pentru că este începutul sezonului, cu atât mai mult. Na, repet, Zalăul a pierdut în prima etapă la Roman la 3 goluri diferență. Măgura Cisnădia a câștigat acasă cu Universitatea Cluj la 4 goluri diferență. Cred că până la urmă lucrurile nu sunt atât de grave, cel puțin cu jucătoarea de la Zalău, cu Raluca Carp. Da, Raluca Irimia Carp, în sfârșit. Jucătoare de 27 de ani, la al doilea sezon aici la Zalău, unde a venit de la Brăila. Este a treia aruncare de la 7 metri pentru Cisnădie, care are un moment de care ar trebui să profite la jumătatea primei reprize. Profită deocamdată transformând această aruncare de la 7 metri, egalează și are 2 minute aproximativ de superioritate. Au mai avut un astfel de moment, dar n-au profitat. Chiar sunt curios dacă Gheorghe Tadi scoate portarul. Nu, se pare că nu. Antrenor de modă veche, asta ne însemnând că e un defect. Să ne înțelegem, dar asta cu scoaterea portarului este mai degrabă caracteristic antrenorilor tineri, antrenorilor din nordul Europei, spunem, care își asumă astfel de riscuri. Paul și va fi aruncare de la 9 metri. Sunt în prepasiv. Valentina Panici, Bartac. Dar trebuie aruncare de la distanță, în mod normal. Și 3 metri distanță. Trebuie să respecte jucătoarele aflate în apărare. E, da, scapă fără gol primit la această aruncare Ana Maria Drăguț, pusă în oarecare dificultate. Și atac al Măgurei Cisnădie, prin care formația oaspete poate să preia conducerea. A mai condus la începutul jocului cu 1-0. La sigur, e cale lungă până la finalul partidei, dar este clar deocamdată ceea ce am văzut până acum ne confirmă faptul că avem o partidă echilibrată. Dacă profită de superioritate, da, mingea intră în poartă, au schimbat acolo, intră Larisa da Silva în locul accidentatei Mariana Costa, două jucătoare braziliene, Larisa da Silva, rezervă aici, jucătoare de 23 de ani, a fost și anul trecut la Cisnădie și a marcat mai bine de 30 de goluri. 8-7. A fost 7-5 pentru Zalău. Din nou, intervenție bună din poartă. Intervenție bună din poartă. Măgura Cisnădie pe punctul să se ducă la două lungimi. Sigur, dacă va reuși să înscrie, nu e cea mai bună imagine. Cel mai bun cadru, dacă vreți. Adam Moldovan a pătruns acolo, s-a dat ceva fault în atac. Nu știu ce se încerc. Aici se dă 7 metri. Să fi fost invers aceste decizii. Un gol în plus. Dragica Tatalović, Sârboaica este în poartă la Cisnădie. Sigur că se schimbă
executat, aruncări de la 7 metri, dar ratează din nou, a doua aruncare consecutivă la Larisa Tămaș. Două aruncări de la 7 metri ratate consecutiv de handbalistele lui Gheorghe Tadici, una aruncare pe lângă poartă, cealaltă aruncare parată de Dragica Tatalovici. Și Măgura Cizdădie mai are un atac prin care se poate duce la două goluri cu 10 minute înainte de pauză. Aici etapa a doua din Liga Florilor. Mi-e foarte greu să spun Liga Florilor, că deci ajungem la Liga Ghioceilor în curând. Fără gol. Fără gol de acolo, nu și de aici, pentru că este din nou o execuție superbă din extrema dreaptă. Andrada Trif. Cred că și mai devreme tot i-a marcat. Când am spus eu Cristina Mica. Au avut două ocazii. Două ocazii să se ducă la două goluri handbalistele lui Alexandru Weber. Da, vine lansat, dar e o minge ușoară. Ivana Bojovici, jucătoarea din Muntenegru. Da, jocul trebuie să continue, așa este, decizia corectă. Se putea da mai devreme fault în atac acolo, dar n-a fost. Fix în vinclu, fix în vinclu se duce această aruncare. Ivana Bojovici, care mai devreme a aruncat fix în portar, iată cu cât curaj și ce încredere are totuși, după ce nu i-a ieșit precedenta aruncare, vine acum lansat și Bojovici înscrie un gol frumos. Este o muntenegreancă de 26 de ani. Ultima dată a jucat în Polonia, la Lublin. Din 97 metri se dă și eliminare aici. Daniela Krap, fostă jucătoare și la Buducnost, Ivana Bojovici. Acum un an de zile juca la CSM Ploiești. A treia este transformată după două aruncări ratate, Claudia Constantinescu. Jucătoare de 23 de ani și a crescut aici la Salou, face 9-9. Acum este Cisnădie în inferioritate. Pentru prima dată au fost două perioade de superioritate pentru formația din Cisnădie. N-au profitat niciodată. Ce ar fi să înscrie acum, sigur că s-au văzut caze. Da, ei bine, da, înscriu în inferioritate handbalistele lui Alexandru Weber. Continuă avantajul, este pasă dată fix la intercepție, eroare Larisa Tămaș și pleacă pe contraatac și Cisnădie se duce la două goluri diferență, iar asta se întâmplă cu Cisnădie în inferioritate. N-au reușit asta cu un om în plus și reușesc asta cu un om în minus. De asta e frumos handbalul. Dacă am auzit bine un fluier lung, e time-out cerut de Gheorghe Tadici. Am abilitatea asta în apărare, n-avem ce să facem. La 7 metri, la acțiuni clare, ne batem joc, stăm și privim la ele cum... A spus să întrerupem în pasa a doua, a treia, a patra. Am avut superioritate numerică, mai așteaptă-mă să întâmple ceva. Am văzut că iese, vine și tot pivot, Interi nu se apropie. Dacă poți, bagă-mi-o în gură, dacă poți.
Haideți că nu e nimic, trebuie să întrerup pentru să jucăm puțin mai atente, puțină dinamică și de picioare și de brațe. Vorbiți pentru că nu comunicați deloc între voi. Nici în atac, nici în apărare. Avem oportunitățile astea. Nu mai arunci. Da? Uitați-vă unde e portarul, mă, nu trageți acolo unde e portarul. Și nu le dați la astea să vină ține. Le dați o pogă, o trageți. Așezați un vot în partea opusă și dăm drumul la... Atacați! Bă, trebuie să-și mare în apărare! Cred că un rol important la această diferență în favoarea echipei oaspete, Măgura Cisnădie, l-au avut și portarii trupei antrenate de Alexandru Weber, Măgura Cisnădie, Dragana Tatalovici, a scos câteva minci bune, grele, Mirela Pașca, Mirela Nikita Pașca. Da, frumoasă fentă și din nou intervenție senzațională din poartă. Ceea ce vă spuneam mai devreme, Mirela Pașca în poartă la această fază. Sigur că antrenorul Alexandru Weber a folosit mai mult, 31 de ani, vârsta Mirelei Pașca, 6 minute și jumătate. Zalăul n-a marcat niciun gol în superioritate și a primit 2. Ideea n-a fost rea, pasa nereușită pe care a încercat-o Ivana Bojovici, cu șansă, până la urmă mingea rămâne la Cisnădie. Aceasta este jucătoarea braziliancă, revenită în România, aici la Cisnădie. Sigur că e un oarecare semn de mirare, dacă vreți. Jucătoare cu carte de vizită, 34 de ani, adevărat. Frumoasă aruncare și se duc la 3 goluri. Zalăul se grăbește, fără succes. Vă spuneam, Măgura Cisnădie este o echipă care arată bine și cu jucătoare bune și bine așezată pe teren. A fost 7-5, așa, ca să ne aducem aminte. 7-5 pentru Zalău. Faceți calculul ce s-a întâmplat de atunci. Aici se dă ușor. Să nu uităm, totuși avem brigadă de arbitri de Final Four de Liga Campionilor. Cristina Năstase și Simona Raluca Stancu sunt cele două care au condus meciul dintre Buducnost și Gheor, semifinală de Liga Campionilor. Trebuie să o spunem, din păcate, foarte, foarte slab arbitrajul atunci, dezamăgitor arbitraj. Iată-le acum aici, la Zalău, pe cele două, Cristina Năstase și Simona Stancu. 5 minute până la pauză, 2 goluri în plus, Cisnădie și atacul formației antrenate de Alexandru Weber. Cu Cavaleiro în centru, n-a cerut niciun timeout până acum. Antrenorul oaspeților fără timeout în această primă repriză, sigur că mai e timp. E adevărat că n-a avut mare nevoie. Nu. Ea vine așa, își așează pașii și pune corpul acolo pentru aruncarea cu mâna dreaptă din acea poziție, Ivana Bojovici, dar n-a fost ce trebuie. Cel puțin ca precizia aruncării. Se duce cu mingea până în poartă, Ada Moldovan. Eroare mare în defensiva Zalăului aici, nu au strâns Interul și Extrema. Ada Moldovan, cu riscul unei accidentări, joacă bine, admirabilă evoluția Adei Moldovan la 34 de ani, mâine poi mâine. Și poarta a contat enorm, e adevărat că a fost o minge vândută ușor aici de la Larisa Tămaș. Foarte bune intervențiile din poartă. Mirela Pașca, bună detentă, nu a apăsat suficient pe minge, exact ce le spunea Gheorghe Tadici mai devreme, nu la semi-înălțime, ori sus, ori jos cu pământul, exact la semi-înălțime a aruncat.
Schimbă din nou cu Cavaleiro în centru Măgura Cisnătie, cu Adam Moldovan, sigur că apar astfel de încrucișere. Adam Moldovan, cred că a alunecat mingea, a scăpat mingea. E adevărat că nu era o poziție din care să încerce o astfel de aruncare. Și nu știu ce le-a grăbit, aveau trei goluri, au trei goluri în plus și atacul. Presiune fără îndoială pentru Zalău. Sigur că sunt jucătoare, multe jucătoare tinere la Zalău. E foarte greu astăzi să țină pasul din punct de vedere financiar cu oferte pe care le-au handbaliste de alte echipe și nu vorbim doar de CSM aici. În campionatul intern, desigur. A, frumoasă depășirea, nu, și pasa a fost fault, e corect. Nu, aici e corect. Larisa Tămaș a judecat bine această fază, a fost fault acolo la pasa decisivă către pivot. Atac lung, mingea rămâne cu șansă, frumoasă boltă. Ana Ciolan cu șansă mare. Zalău îl înscrie. Golul 11. Iată aici mingea rămâne la gazde, la Zalău, și Ana Ciolan înscrie singură de pe semicerc. Nu mai e foarte mult timp pentru un timeout al trupei antrenate de Alexandru Weber. L-ar pierde, acum vine. With cross. No, I do get there and I go one by one, number 23. Okay. And you move in the middle, okay? Yeah. Because Oana, the two go on, you can move. Oana, stai pe 3 și 3 dacă merge la exterior, la numărul 23, la depășire, da. Ca să vii tu pe aceea pe bloc acolo, okay. Da? Da. Ascultă-mă aici. Ivana, da. You shoot left of the goalkeeper. Okay. Left. Up, ok? Left up. Okay. Ada, Ada, ai răbdare, uite-te la mine. Nu era culoarea, tu ai venit din diagonal, nu. Ai venit din diagonal, nu era poziția ta de aruncare. Du-te pe diagonală, da? Haide! 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 Da, câteva relori ale ultimilor aruncări finalizate cu gol și într-o parte și în cealaltă, iar acesta este chiar ultimul gol al partidei până acum. 11-13, două goluri în plus pentru Cisnătie în deplasare la Zalău cu puțin 2 minute și 10 secunde înainte de pauză, și atacul trupei antrenate de Alexandru Weber, care tocmai a cerut timeout. Tot schimb aici, în interdreapta cu Denis Cavaleiro, cu Adam Moldovan. Iată pe Denis venind, lansat, nu apasă pe minge, nu era nici momentul, nici de cum poziția pentru a încerca măcar o astfel de aruncare. E, da, au avut șansă ceva mai devreme, acum are șansă Cisnătie, pasa, mingea ajunge la Larisa da Silva. Nici de această dată însă nu aș fi recomandat o astfel de pasă. Cu șansă mare, de la început până la final, întreaga acțiune a formației din Cisnădie, care înscrie golul 14 și menține aceste card de 3 lungimi cu puțin înainte de pauză. Atacă Zalăul cu Roxana Brob în centru, da, vine aruncarea la colțul lung, e corectă Ana Maria Drăguț. Două jucătoare au făcut blocaj acolo Interului, Interului dreapta. Am intrat în ultimul minut al primei reprize. Două goluri în plus pentru Cisnădie, au fost și trei. Două goluri în plus pentru Zalău, cea mai mare diferență. Din nou, minge pierdută ușor. Minge pierdută ușor, recuperată apoi, de această dată Ivana Bojovic a aruncat, tot ea la minge, este faul și 9 metri. Trag de acest atac, probabil și din dorința de a nu mai da adversarului ocazia să aibă un ultim atac, sunt în prepasiv. Va mai avea Zalăul atac, cel puțin unul. Minge pierdută ușor aici, pleacă pe contraatac,
pasa ajunge pe semicerc și de pe semicerc din 6 metri. Valentina Panici aduce Zalăul la un gol în spate. Doar pentru moment, pentru că pe final de repriză Cisnădie scrie din nou brazilianca Larissa da Silva. E gata prima repriză, 13-15. Superb meci de handbal între Zalău și Cisnădie. La jumătatea partidei, 2 goluri în plus pentru echipa oaspete. Facem pauză aici pe Dolce Sport 2 și revenim în direct odată cu startul reprizei secunde. Rămâneți alături de noi. Ce-i cu voi pe aici, măi? Numai freze și minge aveți în cap. Mulțumim! Nu știm cum va fi peste 60 de ani, dar un lucru e sigur. Acoperișul Bilca tot ca acum va arăta. Bilca. Sisteme complete pentru acoperișuri cu durata de viață de minimum 60 de ani. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.